Așadar să începem. Împăratul face parte din arcanele majore. Este numerotat cu cifra 4, fiind considerată o carte a autorității. Împăratul reprezintă controlul. Ce anume îți controlează acțiunile, fie că este vorba de viața sentimentală sau cea materială? Împăratul reprezintă momentul în care trebuie să nu te lași conduși de alții. Împăratul reprezintă figura paternă, șeful sau liderul în general. Împăratul are grijă de lucruri, utilizând forța sa. Împăratul este reprezentantul legii și ordinii. Împăratul este un bătrân cu barbă albă și lungă, ce poartă o coroană pe cap, simbol al autorității. În mâna dreaptă, el ține un ankh, un simbol al vieții veșnice și al echilibrului perfect. Împăratul are o armură. El protejează împotriva lumii din jurul nostru. El oferă protecție împotriva lumii. În mâna stângă, el are un grob, simbol al cunoașterii. Împăratul, adesea, stă pe un tron de piatră. În majoritatea cărților de tarot, în majoritatea tancurilor de tarot, tronul împăratului este împodobit la colțuri cu 4 capete de berbec. Picioarele împăratului sunt protejate de zale. În spatele împăratului se observă un lanț muntos și un pârâiaș, ceea ce poate însemna că vom avea parte de o călătorie cu încercări. În momentul în care apare împăratul, ar trebui să ne întrebăm: facem lucrul corect? Facem ceea ce trebuie? Luăm considerare și pe ceilalți? Ce anume ne controlează? Împăratul trebuie să aibă grijă să nu devină un tiran. Este bine să visezi, dar trebuie să fii atent la ceea ce faci. Altfel, vom rămâne cu visele. Împăratul este un om gata, pregătit să conducă, nu să fie condus. Scopul, simbolul împăratului în zodiac este berbecul. Acesta este primul semn zodiacal, este plin de entuziasm, energie și agresivitate. Este direct și nu își recunoaște vina. Din păcate, el poate fi puțin tiranic, nerăbdător și neliniștit. Împăratul atrage atenția că puterea trebuie controlată. Interlocutorul trebuie să fie atent pentru a nu cădea în capcana autorității, a egoismului și a formalismului. Nu uitați să vă uitați la toate videoclipurile din cursul de tarot. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like, share și subscribe și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Pe data viitoare!